seara, dragilor, și bine ați revenit la întâlnirile via de seară. Scurte meditații, provocări care să ne încurajeze, să ne putem reconecta, să păstrăm legătura unii cu ceilalți. Nu știu pentru voi care a fost senzația de duminică, în care eram cu toții, urmăream de acasă, însă pentru mine a avut un efect foarte interesant. A trezit un dor imens după fețele voastre, prezența voastră, felul în care ne încurajăm unii pe ceilalți ori de câte ori avem ocazia. Nu știm cât va dura perioada asta, așa că trebuie să ne înarmăm cu răbdare și ne bucurăm de oportunitățile astea ca să putem transmite semnale de speranță și de încurajare fiecărui membru via. Pentru seara asta mă gândeam la un aspect care ne dă târcoale fiecăruia, se furișează în casele noastre, în inimile noastre, vrem, nu vrem. Și cuvântul ăsta e îngrijorare. Ne îngrijorăm pentru felul în care se vor derula lucrurile, cât de mult va dura perioada asta, când încep copiii școala, când ne reluăm serviciul, dacă ne uităm poate și la știrile alarmante din alte țări, ne gândim poate și la victime și la felul în care se escaladează toată povestea asta. Și mă gândeam la ceea ce zice Scriptura despre problema îngrijorării. Aș vrea să fac o distinție între grijă și îngrijorare. Am întâlnit persoane foarte panicate în viață și pe lângă faptul că erau persoane foarte agitate, mai erau încărcate și cu vinovăția pentru faptul că se gândeau la viață și la toate problemele astea. Vreau să spun răspicat, nu-i păcat să îți faci griji, să te gândești, să te preocupe familia, viața ta, felul în care se desfășoară lucrurile. Problema e în momentul în care lucrurile astea te copleșesc. Și întrebarea e, oare ce instrumente avem noi la îndemână pentru a putea demonta, pentru a dejuca un pic pericolul ăsta care ne dă târcoale fiecare dintre noi? Întotdeauna am fost marcat de exemplu oamenilor care în condiții extreme sau condiții grele au reușit să depășească provocările, să meargă mai departe. Unul dintre exemplele astea e Apostolul Pavel. În Filipii, în Filipeni, în capitolul 4, el scrie din închisoare de la Roma, cel mai probabil undeva pe la anul 62, și efectiv în câteva versete, de la 4 până la 8, îți oferă o scurtă terapie, un scurt tratament împotriva îngrijorării. Și începe într-un mod cu totul neașteptat și ne spune: bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic bucurați-vă. Efectiv, dacă îți aduci aminte, e enervant cât de mult repetă ideea asta de bucurie. Și te întreb, oamenii ăștia au trăit cu picioarele pe pământ, cum poate să-ți vorbească în felul ăsta? După care merge mai departe. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Hristos care întrece orice cunoștință, care sfidează orice înțelegere. Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, spune Pavel, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceeași să vă însuflețească. Când am citit mai cu atenție versetele astea, am realizat că practic toată învățătura poate fi rezumată sub forma a 5 întrebări practice relevante pentru situația în care ne aflăm. Prima dintre ele e:
legată de bucurie. Cum arată bucuria mea? În Hristos. Încrederea mea în El. În ce fel îmi umple viața? Care e parfumul, experiența, trăirea pe care o distilează în viața mea? În al doilea rând, cât de des îți reamintești că Domnul este aproape? E un gând care poate fi înțeles fie că venirea Domnului aproape, fie că Domnul este aproape de fiecare dintre noi. Oricare ar fi variantele, eu cred că le conține pe amândouă. Însă gândul ăsta de a-ți reaminti că Domnul îți este aproape în situația în care te afli, foarte mult contează. Aspectul legat de îngrijorare. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Asta ne pune un pic o problemă, că ne întrebăm dacă chiar trebuie să ne rugăm pentru orice banalitate din viața noastră. Dar chiar merită să ne întrebăm lucrul ăsta. Care sunt banalitățile, nimicurile pentru care obișnuim să ne rugăm? Probabil că soluția se găsește exact aici. În momentul în care faci lucrul ăsta, te liniștești, așa cum zice versetul 7, și îți conferă puterea, când nu se împlinește ceea ce ai dorit tu, ca să accepți voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Deci, o a treia întrebare ar fi, care sunt nimicurile, banalitățile pentru care obișnuiesc să mă rog? Ceea ce mi se pare extrem de important la finalul versetului 6, sunt două cuvințele cu mulțumiri, prin care Apostolul Pavel subliniază că orice cerere, orice lucru ar trebui să fie însoțită de acea mulțumire în avans. Am încercat lucrul ăsta la un moment dat și am văzut efectul benefic pe care l-a avut pe parcursul zilelor următoare. Asta ar fi întrebarea mea. Obișnuiești să îi mulțumești în avans, chiar dacă nu vezi, chiar dacă nu știi cât va dura perioada asta. Să lași în mâna lui Dumnezeu toate aspectele și detaliile. Ei, și în final, Pavel ne lasă cu o provocare foarte interesantă. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, și urmează o listă de calități la care mintea noastră poate fi direcționată sau orientată. E un fel de strunire, un fel de igienă a minții pe care ne putem cultiva în vremuri ca acestea. Așadar, 5 întrebări cheie care pot reprezenta o terapie împotriva grijii și a îngrijorărilor din viața noastră. Cum arată bucuria mea în Hristos? În al doilea rând, de câte ori mă gândesc că Domnul îmi este aproape? În al treilea rând, care sunt nimicurile pentru care obișnuiesc să mă rog? 4. Cum îi mulțumesc lui Dumnezeu în avans pentru lucrurile pe care încă nu le pot vedea în viața mea? Și 5. Care sunt lucrurile spre care obișnuiesc să îmi direcționez gândirea, atenția pe parcursul unei zile, pe parcursul unei săptămâni, în această perioadă atât de provocatoare? Mi se pare remarcabil că Pavel așează în capul listei cuvântul adevăr. Obișnuiesc să mi-l traduc prin cuvântul realitate. Trăind în realitate, uitându-te la ce se întâmplă în exterior, dar ne uitând nici o clipă că îi cineva care deține controlul în situația asta, cred că avem șanse bune să traversăm cu bine perioada asta. Mă bucur să îl am împreună cu mine pe Filip în seara asta. Așa am gândit fiecare moment să aibă și o provocare în ce privește rugăciunea, în ce privește depășirea obstacolilor. Filip, bine ai venit! Mersi, Teo, și mulțumim pentru gândurile faine. Cred că unul din cele mai șocante lucruri pe care le-am auzit în viața mea și cele mai extraordinare în același timp au fost la un serviciu de priveghi. Acum nici 2 luni la o persoană dragă și spunea familia că cu câteva săptămâni înainte să se ducă de tot, când era în faza în care nu mai putea să mănânce, nu mai putea să bea, a făcut o afirmație și o schimbare de atitudine fantastică. A zis,
dacă tot mai pot să beau și dacă tot mai pot să mănânc, atunci declar post și de acum înainte ăsta va fi postul, ultimul meu post. Și e teribilă, șocantă de-a dreptul atitudinea asta și puterea prin care cineva care e pe patul de moarte, la capătul vieții, totuși hotărăște ca mental să privească altfel lucrurile. Ma, circumstanțele în care suntem noi nu sunt chiar așa de grave, cel puțin pentru majoritatea dintre noi, chiar dacă suntem acasă, nu suntem majoritatea dintre noi în spital, pe pat de moarte, iar pentru cei care sunt, Domnul să vă întărească. Și totuși avem, dacă ne uităm în jur, dacă citim presa, dacă ne uităm pe social media, avem așa de multe circumstanțe atenuante pentru a deveni neliniștiți, pentru a pierde pacea, pentru a intra într-o stare de deprimare. Ca și salariați, nu mai avem neapărat siguranța și garanția următorului salar. Iar ca și antreprenori, ne gândim dacă luna viitoare o să mai existe ceva din business-ul nostru. Și în toată perioada asta de frământări, există un Dumnezeu care e la fel ca și acum o lună, la fel ca și acum două luni, când poate ne adunam în biserică și cântam și cumva viața era altfel și El nu s-a schimbat. Noi ne-am schimbat și noi tindem să alunecăm în starea asta de neliniște și de îngrijorare, dincolo de, și cum spunea Teo, așa de fain diferența dintre grijă și îngrijorare, într-un fel de panică. Și cred că trebuie să ieșim un pic din și să ne ridicăm un pic privirea din circumstanțele actuale, să ne uităm un pic în perspectivă, să ne aducem aminte, de exemplu, acum două luni, care era cea mai mare problemă pe care o aveam mulți dintre noi și cumva era problema generației noastre. Viața e o alergătură continuă, nu mai avem timp, nu mai avem timp de nimic, nu avem timp pentru noi. Și uite că două luni mai târziu suntem în situația asta în care avem timp. Eu personal, prin faptul că nu mai fac drumurile zilnice de la școală, la lucru, la înapoi acasă, am calculat, am câștig undeva pe la 6-7 ore în plus pe săptămână. Dintr-o dată avem timp. Și avem timp cu noi înșine și este o oportunitate extraordinară de a ne preocupa de sănătatea noastră spirituală, de sănătatea noastră mentală, relațională. E un timp de reflexie, e un timp de respiro, pentru că criza actuală o să treacă, o să fie din nou bine, nu va mai fi cum a fost și înainte să fie bine, o să fie mult mai rău decât e acum. Dar va trece și vom intra într-un nou normal. Și noi trebuie să vedem dincolo de circumstanțele astea de acum, trebuie să ne pregătim pentru lumea care va reveni la normal și să fim cu mintea limpede, să cerem lui Dumnezeu limpezimea asta, claritatea legată de ce vrea să facem, ce vrea să facem cu viețile noastre. Și personal am descoperit destul de recent, sau zice destul de târziu, puterea postului. Postul nu ca dietă, e la modă postul ca dietă, dar nu despre asta vorbesc. Vorbesc despre postul intențional, despre o disciplină de abținere de la, poate de la anumite feluri de mâncare, poate de la alte lucruri pe care le practicăm sau le folosim, ca disciplină focalizată pe Dumnezeu, pe relația mea cu Dumnezeu și pe un scop anume și foarte precis. Și experiența mea personală cu un astfel de post este că am intrat în el cu foarte multe frământări legate de viitorul meu și l-am rugat pe Dumnezeu să îmi răspundă la câteva întrebări și să-mi clarifice ce vrea să fac, cum vrea să fac,
să-mi dea claritatea asta pe care nu o aveam și să mă umple de pace și de liniște care a început să-mi lipsească. Și surpriza, poate n-ar trebui să fie surpriză, pentru mine a fost surpriză pentru că poate eram un sceptic și nu am mai practicat postul ca disciplină în felul ăsta. A fost că din prima zi Dumnezeu a început să vorbească și Dumnezeu a început să așeze lucrurile în moduri absolut miraculoase, dacă vreți. Și încurajarea mea pentru noi, pentru comunitatea noastră, ar fi să ne gândim la un lucru care ne îngrijorează, un lucru care ne liniștește acum, o incertitudine pe care o avem, care ne frământă, și să punem pe Dumnezeu la încercare, să avem încredere că El va lucra și El va clarifica situațiile și o să ne, nu numai că o să ne umple de pace și de liniște, dar o să ne dea și gândurile de care avem nevoie și lucrurile concrete de care avem nevoie ca să mergem mai departe și ca să înțelegem ce vrea să facem cu viețile noastre. Lumea e clar că are nevoie de mai mulți oameni cu mintea limpede, cu mintea clară, oameni care să nu se blocheze în frică, oameni care să vină cu cu o mireasmă proaspătă și oameni care să vină cu idei noi, care să genereze inovații. În general, lucrurile astea se întâmplă într-o criză sau după o criză în care oamenii au timp. Și încurajarea noastră este folosiți timpul ăsta ca să vedeți ce vrea Dumnezeu cu fiecare dintre noi și luați momentul ăsta ca pe o binecuvântare, mai degrabă ca pe o constrângere. Teo, cred că asta a fost pentru seara asta. Pe via lui, în via lui, să ne revedem cu bine duminică, în același format. O seară bună! O seară bună tuturor!